Vremea rea a făcut prăpăd în România. Mai mulți turiști au rămas blocați într-o stațiune din Bihor din cauza zăpezii. Iar în unele județe, zeci de copaci au căzut peste mașini, inclusiv în București, din cauza rafalelor violente de vânt. Viscol și vânt puternic la munte. În zonele înalte din România, peste noapte s-a depus un strat de zăpadă și polei. Unii s-au trezit cu mașinile blocate de nămeți. Pe mai multe drumuri se circulă în condiții de iarnă, iar drumarii au pus în funcțiune utilajele de dezăpezire. Ceața face ca vizibilitatea să fie redusă la 15-20 de metri. A nins intens în Brașov, Alba și Bistrița Năsăud. În unele locuri, stratul de zăpadă a atins și 25 de centimetri, iar salvamontiștii avertizează turiștii să nu se avânte pe traseele care le-ar putea crea probleme. Unii dintre ei au rămas blocați în județul Bihor din cauza zăpezii. Cam așa arată drumul. Plin de zăpadă. Așteptăm mașinile să ne dezăpăzească. Am înțeles că-s la Stâna de Vale. O să vină, poate, așteptăm. Pe lângă Ninsori și Viscol, mare parte din România se află și sub avertizare de vânt puternic. În mai multe județe, inclusiv în capitala București, zeci de copaci au fost doborâți de vânt.